Niciun alt rechin nu ne-a tulburat mințile ca Megalodon. Oamenii de știință spun că Megalodon a dispărut cu milioane de ani în urmă, dar oare așa este? Unii oameni sunt siguri că l-au găsit pe Megalodon, alții au reușit să-l filmeze din apropiere, iar ceilalți au observat peștele gigantic chiar și de pe satelit. La asta merită să aruncați o privire. În acest episod vă voi arăta dovada că Megalodon poate să fie încă în viață. Așa că puneți un like și să începem! Se pare că ei l-au găsit pe Megalodon. La începutul anului 2021, Statele Unite găzduiau expediția Atlantică. Membrii echipajului navei de cercetare Kramer erau instruiți în abilități maritime. Una dintre sarcini era să se urce pe catarg. Unul dintre studenții care s-au urcat în vârf a reușit să surprindă momentul cum lângă navă a înotat un rechin enorm. Toți au fost șocați fiindcă dimensiunile lui erau enorme. Oare într-adevăr ureașul Megalodon a plutit de undeva din adâncuri și a decis să apară în fața unui număr atât de mare de persoane? Gigantul din Indonezia. Uitați-vă la mărimea acestui rechin care a fost surprins într-un video de aproximativ 20 de secunde. Dacă aceste imagini sunt reale, poate fi oare acest rechin Megalodon? Voi cum credeți? Aceste imagini sunt preluate de la rețeaua de canale de știri indoneziene, așa că contextul nu e clar. Nu e clar cum au reacționat la aceste imagini autoritățile și poate fi acest video fals, dar sigur putem avea încredere în ochii noștri. Și dacă e să urmăm acest sfat și să ne uităm la cadre din nou, atunci devine evident că aceste imagini sunt făcute din barcă. Un rechin uriaș sare din apă și are ceva în gură. Poate e masa ei. Poate e vreun biet animal sau o barcă care înota pe alături. Dacă ne uităm la rechin în slow motion, arată foarte înfricoșător. După ce cade în apă, dispare ca să nu mai nimerească în ochii oamenilor niciodată. O astfel de creatură enormă este sigur un Megalodon. Voi ce credeți despre asta? Dar cum rămâne cu puii de Megalodon și ei trebuie să existe? Poate că vă puneți întrebarea. Dacă este pui, înseamnă că trebuie să fie mult mai mic. Dar dacă e mic, cum vom înțelege că e pui de anume Megalodon? În ianuarie anul 2016, pe largurile coastei Australiei a fost văzut un rechin de 7 metri. E prea mare pentru a fi un rechin alb, dar nu de dimensiunea necesară pentru a fi un Megalodon. Rechinul a fost observat de o patrulă care zbura deasupra coastei cu elicopterul. După cuvintele lor, posibilul pui de Megalodon se afla la 100 de metri de mal. Oamenii de pe plajă au fost informați rapid despre pericol, iar cei care erau în apă au fost evacuați imediat. De asemenea, toate activitățile programate pe plajă în acea zi au fost anulate. Dacă ăla chiar era pui de Megalodon, undeva pe alături nota și mama lui. Conform cuvintelor unuia dintre membrii echipajului elicopterului, era cel mai mare rechin pe care l-au văzut vreodată. Nu uitați că acești tipi au văzut multe la viața lor, datorită profesiei. Megalodon a fost aruncat pe plajă. Dacă sunteți în grupul membrii căruia nu neagă existența unui rechin imens preistoric în zilele noastre, atunci poate că pentru voi aceste imagini vor fi o potențială dovadă. Judecând după mărimi, acest monstru aruncat pe plajă chiar seamănă cu regele adâncurilor. Desigur că scepticii vor rămâne sceptici. Ei vor continua să dovedească că acesta este doar un rechin obișnuit mai mare. Doar că treaba e că rechini simpli care să ajungă la așa dimensiuni nu există. Poate că are sens să vă gândiți că existența lui Megalodon în zilele noastre e posibilă. Colț de Megalodon. Imaginați-vă că vă plimbați cu a doua jumătate prin locuri complet cunoscute pentru voi, pe care le știți până la cele mai mici detalii. Doar că ați dat de o descoperire curioasă care are la propriu milioane de ani. Șansele în cazul dat sunt egale cu unul la câteva milioane și cu toate acestea, un cuplu căsătorit din Carolina de Sud a avut noroc. Jessica și Simon Owens au dat de un colț plimbându-se de-a lungul râului. Lungimea lui s-a dovedit a fi mai mult de 10 cm. Chiar dacă această descoperire are câteva milioane de ani, putem spune că această pereche a avut noroc să-l găsească pe Megalodon. Poza de pe satelit. Google Earth oferă oamenilor o bună oportunitate să călătorească virtual prin lume și să găsească chestii incredibile, inclusiv creaturi misterioase, care se ascund în adâncimi. Iată și în cazul dat, utilizatorii au spus că Google Earth le-a dat posibilitatea să descopere rechinul legendar. Oamenii de știință din Columbia Britanică au început să studieze posibilitatea că Megalodon poate fi găsit în Golful Persic, după ce în 2017 poza a nimerit în mâinile lor. Examinând-o, cercetătorii au ajuns la concluzia
concluzia că lungimea acestui rechin ar putea fi de undeva 20 de metri. Unii savanți s-au atârnat destul de serios asupra pozei. Ce este asta? Un fel de glitch a sateliților Google sau dovada reală că în apele Golfului Persic înoată un rechin preistoric viu? Cercetătorii încă nu pot da un răspuns clar în ceea ce privește probabilitatea. E dificil și faptul că au doar o singură poză și nu au cu ce compara sau pe ce se baza. Totuși, mulți savanți sunt gata să admită că megalodonii pot încă să fie în viață. La asta poate indica nu doar această imagine de pe satelit, înregistrări video și numeroase mărturii ale martorilor oculari, ci și diversi factori din trecut și prezent, plus o serie de teorii și presupuneri. Rămâneți cu noi pentru a vă asigura că Megalodon poate înota în oceanele lumii. Pescarii și Megalodon. Este cunoscut că pescarii se întâlnesc cu rechini de dimensiuni ireale. Pentru asta ne vom muta în Australia de Sud, în îndepărtatul 1918. Savantul David Stead a fost trimis să investigheze o situație foarte ciudată. Pescarii locali refuzau categoric să părăsească portul și să iasă în mare, toate din cauza unui anumit caz. Cei care pescuiesc homari dizi de dimineață au început să-și pregătească bărciule cu motor ca să ia capcanele pe care le-au pus cu o seară înainte. Era o zi excelentă, nimic nu prezicea vreun necaz. Curând au ajuns lângă o insulă și s-au ancorat aproape de geamandurile care marcau capcanele. O parte din echipă s-a scufundat la adâncime pentru a decupla ancora capcanelor, iar restul pescarilor au rămas la bord, așteptând. Spre mirarea lor, înotătorii s-au ridicat la suprafață mult mai rapid decât trebuia. Au început să urce frenetic în barcă și tot repetau că au văzut un rechin gigantic și că trebuie imediat să plece de aici. S-a dovedit că după scufundare, oamenii au văzut un rechin uriaș de culoare cenușie, care înghițea capcanele mecanice pline de homari. Rechinul n-a fost deloc deranjat de mărimea lor. După ce au ascultat povestea, ceilalți s-au uitat în apă și cu proprii ochi au văzut gigantul, dimensiunile căruia erau de multe ori mai mari decât cele a unei bărci de pescuit. Oamenii au fost îngroziți și au plecat în grabă din acel loc. Lui David Stead i s-a spus că rechinul era de cel puțin 35 de metri în lungime și capul lui era de mărimea unui acoperiș a hambarului în care se depozitează bărci. Stead era deja un ichtiolog cu experiență și știa bine ce pești și animale se găseau în apele australiene. Și cu toate acestea, a fost șocat să audă despre rechinul uriaș. Ca om de știință, nu era pregătit să creadă cuvintelor pescarilor inculți. Pe lângă asta, rechinul Megalodon nu putea să apară în apele Australiei, fiindcă a dispărut de mult și el, ca nimeni altul, înțelegea asta perfect. Dar, pe de altă parte, pescarii nu aveau niciun interes în a inventa povești despre un pește inexistent, căci ei singuri aveau de suferit, atât în muncă, cât și în material. După cuvintele lui Stead, pescarii erau niște marinari cu experiență, știau perfect rechinii și balenele locale. David Stead nu a găsit explicații științifice pentru ceea ce s-a întâmplat în acele ape. El doar a recunoscut că ceea ce au povestit pescarii simpli australieni care erau foarte speriați l-a impresionat enorm. Acum un secol mai târziu, noi putem să presupunem că pescarii chiar au dat atunci de Megalodon. Noile date. Reconstruit pentru scopuri științifice, nava Challenger, care de-a lungul călătoriilor sale a descoperit sute de specii noi, a dus multe măsurători ale adâncimii și a explorat fundul oceanelor. În anul 1875, membrii echipajului au descoperit ceva interesant. Nu departe de Tahiti, de la adâncimea de aproape 5 metri, au săpat colți de megalodon de 10 metri. În anul 1959, experții au estimat vârsta exemplarului, care era de doar 11.000 de ani. Dacă datarea este corectă și megalodonii au trăit mai târziu decât s-a considerat înainte, atunci putem presupune că au trăit și până astăzi. Întâlnirea pe mare. Reciful de corali, una dintre cele mai mari medii marine din lume, casă pentru milioane de pești și alte creaturi subacvatice. Necătând la asta, oamenii de știință cred că încă au multe de explorat, mai ales dacă luăm în considerare că în anii 1960, de-a lungul marginii exterioare a recifului, o navă a lăsat ancora, fiindcă aveau probleme cu motorul. Mai târziu, membrii echipajului au refuzat să raporteze deschis despre ceea ce au văzut atunci, fiindcă le era teamă să nu râdă oamenii de ei. Dar ulterior, capitanul și echipa lui au povestit prietenilor că au văzut un rechin uriaș, care nota lent pe lângă nava lor. Ei au fost impresionați de mărimea lui. După cuvintele lor, era mai mare decât nava. Acei oameni aveau destulă experiență, de aia erau siguri că acea creatură nu putea fi, de exemplu, o balenă. Poate că era un megalodon adevărat.
Experiență istorică. În anul 1938, în captura pescarilor locali din Africa de Sud, a fost găsit un pește neobișnuit de culoare albastră. S-a dovedit a fi reprezentantul speciei celacant și asta i-a uimit pe toți, fiindcă, după cum se credea, acești pești au trăit acum 400 de milioane de ani urmă și au dispărut cu 66 de milioane de ani urmă. În anul 1952 au prins un alt individ. S-a dovedit că acest pește trăiește în apele de coastă la adâncimea de 100-300 de metri. Dimineața se ascunde în peștere, iar noaptea se apropie de suprafață, unde se hrănește. Spre anul 1970 prindeau câte 2-3 pești pe an. De ce vă zic despre asta? Pentru că existența lui Megalodon în zilele noastre teoretic poate fi reală. Da, probabil că avem ideea cam completă despre formele vieții pe uscat, dar despre locuitorii subacvatici nu știm prea multe. Și celacantul demonstrează acest fapt. Poate că Megalodon duce doar un stil de viață la adâncime și poate fi găsit doar în adâncurile oceanice. Mai mult decât atât, poate că e foarte atent. Anume de asta, acest rechin gigantic se ascunde de ochii străini. Desigur că nu avem dovezi absolute despre existența lui aici și acum, dar totuși nu trebuie să negăm această versiune cu totul. Oceanul global este o lume teribil de menunată. Poate că încă nu este gata să ne dezvăluie secretele legendarului său locuitor. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi credeți în existența lui Megalodon? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!